Satu Mare găzduiește zilele acestea o spectaculoasă expoziție echinologică la care participă peste 350 de câini. Cei mai mulți dintre stăpâni sunt din România, însă sunt prezenți și competitori din Germania, Ucraina, Franța sau chiar din Statele Unite ale Americii. Juriul este format din specialiști din țară, dar și din străinătate. Bravo, bravo. Cele mai frumoase exemplare din toate rasele au defilat prin fața spectatorilor și a arbitrilor. Ciobăneștii germani, belgieni, ori carpatini, boxerii, terierii sau copoii ardelenești s-au plimbat țanțoși sub sutele de priviri admirative. Creștem câini de înaltă calitate genetică, facem teste de displazie, facem profil ADN la câini în Germania. Pica a fost la Paris, la Praga, practic cred că în toată Europa. It's beautiful. It's my first time in Satu Mare, Romania. So it's beautiful. It's very nice to see all the dogs. She's 2 years old. It's our female, yes. Long hair, San Bernard, and she's full of energy. Atos, 4 ani jumate, e ciobănesc caucazian, având canișa Real Dox a Someșanului. Competiția se organizează de 46 de ani la Satu Mare și reprezintă o tradiție atât pentru concurenți cât și pentru localnici. Satu Mare e un punct foarte important kinologic din România. Aici totdeauna se organizează niște expoziții mari, expoziții cu mulți câini frumoși și cu mulți străini. În plus, spun experții, un patruped este extrem de important în sânul unei familii. Părinții care se gândesc să dea un animal la copil, acel copil va câștiga enorm de mult în viață, pentru că va fi răspunzător, va ști că răspunde de acest câine, trebuie să aibă grijă și dragostea, cum am spus, pentru natură și pentru animale. La concursul internațional de la Satu Mare participă competitori din 14 țări. Spectacolul canin are loc pe stadionul Someșul din Satu Mare și se va încheia astăzi.